Această seară sau în această dupămasă, cum vreți să o numim, și sunt bucuros să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră la tema aceasta frumoasă despre familie. Cum am spus, mai spun încă o dată, familia este cea mai frumoasă instituție pe care a creat-o Dumnezeu. Cei care nu v-ați căsătorit încă, vreau să vă spun că pierdeți dacă nu vă căsătoriți, dar căsătoria trebuie să fie făcută după Evanghelie și cum scrie Evanghelia. Să nu ne privim la capitolul căsătorie, să fim conștienți fiecare dintre noi că noi trebuie să ne asumăm unele responsabilități și dacă nu putem, Domnul ne poate ajuta. Că unii le frică să se căsătorească, mai ales acum în vremuri critice. Dar familia este... a fost și rămâne cea mai frumoasă instituție pe care a creat-o Dumnezeu. Și cum am spus, familii sănătoase, biserii sănătoase, biserii sănătoase, societate puternică după voia lui Dumnezeu. Vreau să mă repet puțin ce am spus aseară. Eu am 4 teme la capitolul comunicare și o să comasez ca să fie totul bine. Sau când mai vin la dumneavoastră, o să mai țin 2. Acum, 2 teme. Eu nu sunt mare specialist la teologie, dar cât mă pricep din Scriptură, vreau să vă spun și ceea ce spun vreau să împlinesc. Ia ziceți amin pentru mine. Amin. Lăudat fie Domnul. Acum ziceți un amin pentru dumneavoastră. Amin. A fost mai tare aminul pentru dumneavoastră, dar trebuia să-l spuneți tot așa de tare ca și pentru, și pentru mine. Acum am spus aseară când este vorba de comunicare, comunicarea trebuie să fie eficientă și biblică, indiferent de circumstanțele în care ne găsim. Comunicare eficientă înseamnă să ai capacitatea să verbalizezi toate gândurile pe care le ai, să le pui în cuvinte și în expresii și în propoziții ca persoana de lângă tine, soțul sau soția sau copiii să înțeleagă exact ceea ce gândești. Că de multe ori nu avem capacitatea aceasta să spunem ce gândim. Tot pe lângă vorbim, e important să facem lucrul acesta și vă rog să o faceți. Din perspectiva elementelor la capitolul comunicare, sunt 3 elemente importante. Primul element este persoana care transmite mesajul, al doilea element este limbajul folosit și al treilea element este persoana care primește mesajul. Ce vi se pare că e mai simplu? Să transmiți sau să primești? Amândouă nu sunt simple, dar amândouă trebuie făcute cu un limbaj de dragoste. Ia ziceți amin. O să vă forțez să mai ziceți amin, pentru că e important lucrul acesta. În al treilea rând, am spus aseară despre contextul comunicării. La capitolul contextul comunicării trebuie să fim atenți la 3 aspecte. Și primul aspect este cel emoțional al inimii noastre. Când este vorba de inima noastră, dacă inima e bună, noi vorbim bine, comunicăm bine. Dacă inima nu e bună, știți, mânie, răutate, clevetire, am spus din Efeseni, capitolul 4, versetul 31 și 32, pentru cei care vreți să notați, trebuie să fim foarte atenți la capitolul inimă. În al doilea rând, când este vorba de contextul public sau privat, noi trebuie să fim aceiași oameni și acasă, în bucătărie cu soția, și pe stradă și la servici și în biserică. Nu este bine să fim actori, este bine să fim noi înșine ceea ce suntem și pentru aceasta, totdeauna când noi vorbim, trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Ne vede cineva sau nu ne vede nimeni, ne vede Dumnezeu totdeauna. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 11, ne explică lucrul acesta. În al treilea rând, să fim foarte atenți la contextul comunicării, la opinia mea despre mine, n-am voie să am o opinie înălțătoare, cum se spunea. Se vorbea de un păcat aici, despre păcatul mândriei și n-am voie să fiu arogant,
opinia mea despre mine să fie așa de înaltă, că de nu eram eu, nu era nimic și cu mine e totul. Nu! Și Roman, capitolul 12, versetul 3, ne explică lucrul acesta. Apoi, dacă mergem mai departe, limbajul comunicării, am explicat că un element important la limbajul comunicării este dragostea. Nu poți să vorbești eficient dacă n-ai dragoste. V-ați dus acasă, ați verificat aseară ce dragoste aveți față de partener? Contează lucrul acesta. Și am explicat ce face dragostea, cum este dragostea și ce nu face dragostea. Și aici insist, în această seară, vă rog, mergeți acasă, scrieți frumos o etichetă, lipiți-o unde vreți, în bucătărie, în dormitor, unde vreți și din când în când sau în fiecare zi citiți ce face dragostea, cum este dragostea și ce nu face dragostea. Că e foarte important, dacă putem în inimile noastre să magazinăm capitolul dragoste și să vorbim cu dragoste, să vedeți ce bine o să... Totdeauna o să zâmbiți, altfel supărați, tot timpul supărați, pozăm, înțelegeți? E important lucrul acesta și vă rog să ziceți amin. Vă prețuiesc pentru că vreți să comunicați eficient, că ăsta e scopul întâlnirii noastre de aseară și din seara aceasta să comunicăm eficient. Nu toți pot comunica eficient și se spune că unii nu prea pot să comunice, important este cât poți să comunici, e important să-ți arăți dragostea. Asta e foarte important. Dacă mergem mai departe, am văzut prin harul lui Dumnezeu principii pe care noi trebuie să le avem ca să transmitem eficient comunicarea, cum transmitem noi dragostea noastră față de cel de lângă noi. Primul principiu sunt vorbele. Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Vorbele sunt multe, dar ele trebuie să fie cu efect. Și ascultați-mă, nu trebuie să rămânem la vorbe. Trebuie să pășim mai departe. Al doilea principiu este părtășia. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Puneți mult accent pe părtășia în familie. Înțelegeți? Dacă nu avem părtășie, nici nu mai știm ce gândim unul sau altul și dacă nu știm, nu putem să ne raportăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea principiu, am spus așa pe înțelesul nostru, sunt cadourile. Înțelegeți? Și nimeni nu se ferește de cadouri, dar e important, spune Biblia că e mai ferice să dai decât să primești. Și acum fiți fericiți, dați cât puteți, dăruiți cât puteți și la soț, și la soție, și la copii. Faceți lucrul acesta pentru că Scriptura ne învață, Ioan capitolul 3, versetul 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că o dat ce-o avut mai scump. Merită să dăruiești ce ai mai scump pentru soț, pentru soție și pentru copii și pentru Dumnezeu. Și ultimul principiul este slujirea, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, capitolul 13, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Hristos i-a iubit pe ai săi până la capăt. Nu aveți de ales decât să vă iubiți chiar dacă nu vă convine ceva. Fiți foarte atenți, când nu-ți convine ceva, nu mai iubești. Cum e soțul? Înalt, frumos, drăguț. Sau nu e așa de înalt și mai micuț, trebuie să-l iubești. E soțul tău. Cum este soția? Descurcăreață, inteligentă, isteață, pricepută, înțelegeți? Sau, dacă nu-i ca tine de pricepută, tu trebuie să o iubești ca pe tine și cum a iubit Hristos biserica. Amin. Și acum, în momentul acesta care urmează, am vrut să vă vorbesc de piedici în calea comunicării, dar o să vorbesc despre un lucru lângă dragoste. Mai trebuie un lucru pentru ca noi să comunicăm eficient. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă. Fiți foarte atenți între voi. Nu fiți bădărani. Am spus aseară că bărbații puțin sunt mai duri. Hai să folosesc cuvinte mai frumoase. Sunt mai dure, așa, mai dintr-o bucată.
Femeia este gingașă, sensibilă. Ea numai dacă privești știe ce vrei. Pe când un bărbat este mai bădăran, așa, mai dur. Așa sunt eu, poate dumneavoastră nu sunteți așa, așa suntem noi construiți de Dumnezeu. Înțelegeți? Și Dumnezeu pune împreună o soție și un soț ca să ne șlefuiască în fiecare zi. Vă mai spun încă o dată, în fiecare zi. Dacă eu predic și soția mă ascultă, nu e predică să nu-mi spună. Acum pot să o spun și dacă ar fi ea prezentă, nu-i predică să nu-mi spună ceva care nu este cum trebuie, înțelegeți? Și acum să mă supăr? Nu! Să înțeleg asta, pentru că e ajutorul potrivit pentru mine, înțelegeți? Și noi trebuie să comunicăm eficient și trebuie de la partenerul, cel care e mai aproape de noi, este soțul sau soția. Și noi trebuie să ne șlefuim. Și Dumnezeu ne șlefuiește. Știu că nu vă place la bărbați. Știu că nu vă place. Și vă place să vă spun așa, cel mai istes, cel mai inteligent, cel mai puternic. Fii așa! Fii așa inteligent, puternic, dar nu aștepta totdeauna să ți se spună. Că s-ar putea întâmpla să apară păcatul acesta al mândriei. Ca mine nu-i nimeni. Vezi? Ascultați-mă ce vă spun. Fără mine, seara aceasta se putea rezolva în biserică aici. Fără Dumnezeu nu se poate nimic. Și Dumnezeu se folosește de oameni. Dumnezeu, în momente când Dumnezeu nu are oameni, Dumnezeu vorbește prin animal. Ascult, știți asta, nu? În prorocul vorbea Dumnezeu prin el. Și Dumnezeu s-a supărat pe el. Și știți cine a vorbit? O măgăriță. Și a zis, de ce ești nervos? De ce mă bați? Ce ai cu mine? Nu sunt eu împotriva ta. Vreau să spună, Dumnezeu este împotriva ta. Și revenim și în această seară vreau să vorbesc, uitați ce spune, luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Adică înțeleg eu din cuvântul lui Dumnezeu că o piedică la capitolul comunicare este neînțelepciunea. Dar un ajutor la capitolul comunicare, în viața de familie, în biserica lui Dumnezeu, este înțelepciunea lui Dumnezeu. Când v-ați rugat ultima dată pentru înțelepciune? Poate că nu v-ați rugat, dar vă dau un sfat în această zi. În fiecare zi faceți măcar o rugăciune scurtă înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu, soția mea, copiii mei, casa mea are nevoie de înțelepciunea ta. Să știți că cel care dăruiește înțelepciune este Dumnezeu. 365 sau 66 de zile în an și vă rugați de 365 de ori pentru înțelepciune. Faceți proba aceasta într-o săptămână, într-o lună, într-o jumătate de an sau un an și veți vedea dumneavoastră că Dumnezeu, care-i stăpân peste toate, va contura rugăciunea dumneavoastră, va lucra la rugăciunea dumneavoastră și peste un an de zile, dacă trei, sunteți mai înțelepți. Și sunteți mai atenți la capitolul comunicare. Că acum când te căsătorești proaspăt, nu prea ești atent. Și după ce te-ai căsătorit, nu prea ești atent. Și când ai 60 de ani, nu prea ești atent. Dar cine ne poate ajuta pe noi la capitolul comunicare este dragostea care vine de la Dumnezeu și, doi, înțelepciunea divină de la Dumnezeu. Și toată adunarea să spunem amin. Amin. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să definim în această seară ce este înțelepciunea și aș vorbi puțin și despre pricepere. De ce? Pentru că Solomon, când s-a rugat înaintea lui Dumnezeu, Solomon, Dumnezeu a stat la dispoziția lui, Solomon, și ascultați ce frumos a zis. Solomon, uite, eu te-am pus împărat, acum cere ce vrei să-ți dau, că eu îți dau. În această seară, pun o întrebare, dacă Dumnezeu l-am vedea pe Dumnezeu, ar fi aici Dumnezeu și ar zice, la fiecare în dreptul nostru, ar zice, cereți ce vreți pentru familia voastră, că eu vreau să vă dau. Ce i-ați cere lui Dumnezeu? Și fiecare i-am cere. Dacă nu avem mai puțin bani, i-am cere, Doamne, dă-ne mai mulți bani, că nu ne descurcăm.
Dacă n-am avea un lucru sau altul, înțelegeți? I-am cere lui Dumnezeu. Și nu-i rău dacă îi cerem după voia lui. Nu uitați-vă, de aceea este important înțelepciunea și priceperea. Și Solomon s-a rugat și a zis, Doamne, te rog să-mi dai o inimă, ascultați cum s-a rugat, o inimă înțeleaptă și pricepută, ca să știu, adică ca să am puterea să mă raportez bine în dreptul familiei mele, în dreptul împărăției, în dreptul consilierilor mei, în dreptul judecăților, te rog, ascultă-mă, dă-mi înțelepciune și pricepere. Nu cer nici viață lungă, nici bogăție, nici avere, nici moartea vrăjmașului, nu, îți cer înțelepciune și pricepere. Și Biblia spune că lucrul acesta i-a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui. Oare nu va răspunde Dumnezeu la rugăciunea noastră? Fiți atenți, răspunde la rugăciune. Răspunde la rugăciune. Și Dumnezeu a zis, îți dau înțelepciune cum n-am mai dat la nimeni niciodată. Să fie biserica Betania din locul acesta cea mai înțeleaptă biserică din zonă. Să nu vă supărați musafirii. Musafirii, să nu vă supărați, că dacă vin la voi, pot să spun asta și la voi, dar dacă nu m-ați chemat și m-au chemat frații, spune-i să fie cea mai înțeleaptă biserică din zonă. Adică e important să fii înțelept, ascultați-mă, e important. Și știți că Solomon a avut multe probleme. Spun ceva despre el și intru în temă mai departe. Solomon a avut multe judecăți de rezolvat. Solomon a avut multe probleme în timpul împărăției, dar a avut o problemă și el. N-a știut să fie echilibrat și în dreptul vieții lui a venit mândria aceasta și păcatul acesta vine. Numai dacă cânți în față poți să te mândrești. Numai dacă predici puțin poți să te mândrești. Numai dacă ești ceva, iertați-mi expresia, dacă ești ceva în comitet, imediat îți bate inima mai tare. Știu eu când am intrat în comitet cum mi-a bătut inima, acum nu critic pe nimeni, înțelegeți? Dar trebuie să fim echilibrați și pentru aceasta trebuie înțelepciune și pricepere. Ați văzut ce cântări frumoase au cântat fratele? Eu am zis una, două, el a cântat trei, de bucurie o cântat, înțelegeți? Dar eu nu spun că e rău sau că e bine, eu spun în felul următor, e foarte important înaintea lui Dumnezeu să fii un om echilibrat, fără înțelepciune și pricepere, nu poți. Ascultați-mă bine, de aceea, dacă citim Scripturile, descoperim în cuvântul lui Dumnezeu ce este înțelepciunea și ce este priceperea. Lăsați-mă să citim, dacă se poate afișa, să mă ajutați de la media, de la laptop. Psalmul 111, versetul 10 spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Uitați, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Tot cei ce o păzesc, frica de Domnul, au o minte sănătoasă și slava Lui, a Lui Dumnezeu, ține în veci. Vedeți? Vedeți ce înseamnă înțelepciune? Înțelepciune înseamnă frică de Dumnezeu. Tradus pe înțelesul nostru mai apropiat, înseamnă respectul față de Domnul este începutul înțelepciunii în viața noastră. În Proverbe, capitolul 9, versetul 10, ultima frază din versetul 10, Proverbe, capitolul 9, versetul 10, scrie tot în felul acesta, uitați, începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în Proverbe, capitolul 8, versetul 13, spune în felul următor, Proverbe, capitolul 8, versetul 13, spune așa, frica de Domnul, adică înțelepciunea care vine de la Dumnezeu, începutul înțelepciunii este frica de Domnul, este urârea răului. Și dacă ar fi să dau o definiție la capitolul înțelepciune, înțelepciune înseamnă respectul meu, îl dăruiesc lui Dumnezeu prin faptul că eu urăsc răul și iubesc binele înaintea lui Dumnezeu. Nu urăsc pe păcătos, eu urăsc faptele păcătoase pe care le face o persoană, eu iubesc pe toate persoanele, că trebuie să le iubesc, pe toți frații, pe toate surorile, soția, copiii, casa mea și uitați, urăsc răul, dar iubesc binele. No, ce înseamnă înțelepciune? Înțelepciune înseamnă să-L respect pe Dumnezeu prin faptul că eu
urăsc păcatul și iubesc binele. Niciodată să nu urâți persoanele. Când se întâmplă ceva, noi nu urâm păcatul. Noi urâm persoana când se întâmplă ceva. Iertați-mă că vă spun, aici e o fisură în viața de familie. Eu trebuie să-mi iubesc soția așa cum este ea. Chiar dacă se întâmplă ceva și nu... Dau exemplu ipotetic. Strigă la mine odată soția. Înțelegeți? Acum, Nastie, ea nu strigă, că ea zice liniștit. Dacă ea zice mai cu putere așa, cuvintele ei sunt tari. Nu vorbele, cuvintele, știți? Înțelegeți? Și eu atunci, dacă îmi spune ceva, că eu nu înțeleg ceva, și îmi spune așa mai cu putere, prin cuvinte, și comunicarea mi se pare că se clatină, eu dacă am înțelepciune de la Dumnezeu, eu urăsc modul de manifestare, dar pe soție o iubesc ca la început. Și nu ca la început, mai bine trebuie să o iubesc. E complicat. Numai înțelepciunea te ajută. Fiți foarte atenți. Faceți diferența între ceea ce se întâmplă, adică răul respectiv, sau ce nu-i place lui Dumnezeu, înțelegeți? Dar nu urâți persoanele niciodată. Demonstrați că aveți dragoste în inimă ca să puteți comunica bine. Mulțumesc, mami, că mi-ai spus asta. E drept, mi-ai spus așa cu inimă. Dar tu ai dreptate, așa trebuie. Asta numai înțelepciunea te face. Dacă ai nervi, nici nu mai vorbești. Sau spui ceva ce nu trebuie spus, care te costă o săptămână, o lună, să te reabilitezi, vii la biserică, nu te simți bine, te întreabă cineva cum ești, nu prea bine, dar ce s-a întâmplat, ceva, n-aveți de mâncare, n-aveți haine, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Ba da, s-a întâmplat. Capitolul comunicare nu este înțelepciune de sus. Urăsc răul, dar persoana o iubesc din toată inima mea. E complicat, nu e complicat dacă vrei. Niciun lucru nu e complicat în viața aceasta dacă vrei să-l faci, ascultați-mă. Niciun, să nu mai ziceți, e complicat, nu-i timp, nu se poate. Este și timp, este toate. Sunt numai să vreau să comunic în modul în care vrea Dumnezeu. Și doresc Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De ce trebuie și pricepere? Lângă înțelepciune trebuie pricepere. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Iov, capitolul 28, versetul 28, partea B a versetului 28, din Iov, capitolul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune, uitați ce spune, apoi a zis omul, iată, frica Domnului, aceasta este înțelepciunea, și ultima frază spune, depărtarea de rău este priceperea. Și uitați-vă că Solomon s-a rugat și a zis, Doamne, te rog să-mi dai o inimă înțeleaptă și pricepută. Aș putea să spun, pricepere înseamnă să am capacitatea să mă depărtez de tot ce este rău. Să nu mă depărtez nimeni, eu să am capacitatea din partea lui Dumnezeu să mă depărtez de tot ce este rău. Nu uitați, înțelepciune înseamnă să urăsc răul și să iubesc binele, și să am pricepere înseamnă să mă depărtez de tot ce este rău, să mă depărtez. Că în momentul acesta urăsc răul, dar răul e lângă mine, înțelegeți? Expresiile sunt lângă noi, vorbele sunt lângă noi, comunicarea e defectă. Și dacă comunicarea e defectă, ca să fie eficientă, eu trebuie să am de la Dumnezeu să urăsc răul, dar îmi iau de mână soția și zic, dragă, eu te iubesc mult, tu e soția care mi-a dat-o Domnul. Comunicarea între noi este defectă sau deficientă sau s-a întâmplat, s-a întrerupt, nu este bună, nu este eficientă comunicarea. Acum, hai să fugim de orice e rău și păcătos. Și o iai de mână și poți și rugăciune și mănânci frumos și te respecti unul pe altul și în fiecare zi fugi de păcat, te depărtezi de păcat, înțelegi? Și urăști păcatul. Dar persoana prin care a venit ispita, poate fi soțul sau soția, o strângi în braț, o iubești, o ții de mână, faci cadouri, vorbești frumos, înțelegeți? Ca să poți depăși efectele negative. Altfel, tot timpul, poți să-ți cumpri orice, că tot supărat sau supărată, poți să faci orice. Când nu este înțelepciune și pricepere.
Asta am înțeles ce înseamnă asta? Nu-i greu, e simplu, numai să vrei. De câte ori eu înghit? Ce credeți? Acum eu spun așa, și eu înghit de multe ori, și de câte ori soția mea nu înghite, ba da, vă spun că suntem oameni. Și mai bine zâmbim și fugim de tot ce e rău și păcătos. Nu fugim din casă, nu fugim din dormitor, nu fugim, nu. Stăm aproape unul de celălalt. Când suntem supărați și comunicarea întreruptă, nu ne mai trebuie nimic, nici mâncare, nimic, nu ne mai trebuie. Dar trebuie să ne întoarcem la dragostea lui Dumnezeu și doi, să ne rugăm Dumnezeu să ne inunde cu înțelepciune și pricepe inimile noastre. Și El o face, lăudat fie numele lui Dumnezeu. De aceea, afișăm un verset, frați și surori, Iacov, capitolul 3, versetul 13. Uitați ce spune apostolul Iacov la capitolul acesta. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Se pune o întrebare în această seară. Cine dintre voi, din familie, este înțelept și priceput? No, dacă vreți să fiți înțelepți și pricepuți, uitați ce spune. Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciune. Înțelepciunea are și o blândețe frumoasă. Adică ți-i drag. Chiar dacă te-o deranjat, ți-i drag de el. Acum nu știu cum să vă spun, dar vă spun cum îmi vine mie acum. Chiar dacă te-o deranjat, uitați versetul acesta, să-și arate prin purtarea lui bună, nu rea, bună, faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Adică să fiu blând, de ce să fiu blând? Să mă port bine, să nu fiu dur. Că noi bărbații, iertați-mă, dar noi suntem mai duri așa. Dar am văzut și surori care sunt chiar greu de înțeles câteodată. Înțeles. Am văzut, sunt și înțeles. Și aici spune blândețea înțelepciunii. Adică eu respect pe Dumnezeu și pentru că respect pe Dumnezeu mă port blând și sunt atent cu cel de lângă mine. Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Acum aș vrea să vă citesc un verset, Iacov capitolul 3, versetul 17, să vedeți cum înțelepciunea lui Dumnezeu, care vine de sus, cum este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și așa trebuie să fie și viața noastră. Uitați cum este. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată. Viața de familie trebuie să fie curată. Gândurile curate, vorbele curate, faptele curate și trupurile curate. Repet încă o dată ca să mă înțelegeți. Viața de familie trebuie să fie curată. Gândurile să fie curate, vorbele să fie curate, faptele să fie curate și trupurile curate. De ce să nu apară fisură în viața de familie? Și când apare fisura, diavolul urmărește divorțul în viața de familie. Și divorțul e păcat. Dar nu acesta e subiectul nostru. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, trei, blândă, patru, ușor de înduplecat, cinci, plină de îndurare, șase, nu numai de îndurare, și de roduri bune, șapte, fără părtinire, și opt, nefățarnică. Așa este înțelepciunea care vine de sus. Inima mea, ca soț, trebuie să fie așa, dacă am înțelepciunea care vine de sus. Atât de sensibil trebuie să fiu cu soția mea, încât când m-a strigat și mi-a zis prima dată, Traian sau tati, nu știu cum îmi zice ea, nu vă spun cum îmi zice, eu trebuie să fiu foarte atent. Vă mărturisesc că la începutul căsătoriei nu prea eram atent. Soția mă striga o dată, de două ori. Eu auzeam, dar nu răspundeam. Știți că m-am pocăit la capitolul acesta? Adică în Biblie este un verset, ce nu-ți place ție, să nu faci la altul. Dacă nu-mi place mie o chestie, nu o fac și ei. Apare fisură la capitolul comunicare în viața de familie. Mi-ar place să scrieți și înțelepciunea care vine de sus și să o aveți la locul de muncă bărbații. Hai la bărbați să le spun asta. Și când aveți o mică pauză, mai lăsați telefoanele și mesajele și vă uitați că ce a apărut și luați bilețelul frumos și spuneți înțelepciunea care vine de sus este întâi curată,
pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și încercați să imprimați în mintea dumneavoastră lucrul acesta și veți vedea într-o zi, în două, că dacă avem în minte, putem să ne și corectăm. Ia ziceți amin. Amin. Lăudat fie Domnul. E cel mai frumos să ai înțelepciune de sus. Și dacă ai pregătire și dacă ești bun teolog sau ești bun manager sau dacă orice pregătire o ai, e foarte bună pregătirea, asta e bună că te ajută pregătirea, înțelegeți? Dar dacă ai înțelepciune de sus și ai Duhul lui Dumnezeu în tine, nu-ți mai trebuie, ești cel mai mare manager în viața de familie și te cinstește marele manager. Și ăsta e Dumnezeu, lăudat fie numele lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mergem mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu să vedem cât de importantă este înțelepciunea din perspectiva Scripturilor. Proverbe, capitolul 8, versetul 11. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui, asemăna cu ea. Vedeți cât de importantă este înțelepciunea? Înțelepciunea care vine de sus este mai importantă decât toate mărgăritarele și niciun lucru de preț. Spuneți un lucru de preț. Un diamant care costă 6 milioane de dolari, am auzit. Cineva mi-a povestit că a văzut un diamant care costă 6 milioane de dolari. Și am zis, bă, dar e preț puternic, am zis eu. Și uitați ce spune Biblia, niciun lucru de preț nu se poate asemăna cu înțelepciunea care vine de sus. Când Dumnezeu binecuvintează o persoană cu înțelepciune care vine de sus, persoana de lângă ea, poate fi soțul sau soția, ăștia-s fericiți. De ce? Pentru că înțelepciunea asta totdeauna nu-ți face rău și îți face bine. Lăudat fie numele lui Dumnezeu. No, acum aș vrea din Scriptură, în minutele care ne-au rămas, cum se manifestă înțelepciunea și priceperea în viața de familie, în dreptul soțului și în dreptul soției. Sunt trei adevăruri, o să spun trei adevăruri din Scriptură, ele sunt mai multe, dar o să spun trei adevăruri din Scriptură. Înțelepciunea și priceperea în viața de familie te ajută să asculți de cuvântul lui Dumnezeu și să-L împlinești în fiecare moment. Proverbe, capitolul 13, versetul 1. Să citim versetul acesta. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său. Parafrazez. Un bărbat înțelept ascultă învățătura lui Dumnezeu, că Dumnezeu e Tatăl nostru, ascultă învățătura lui Dumnezeu. O femeie înțeleaptă ascultă învățătura lui Dumnezeu, dar bajocuritorul n-ascultă, nu învățătura, mustrarea, vedeți? No, acum, primul lucru care îl face înțelepciunea și priceperea este acesta, înțelepciunea mă face să ascult ceea ce îmi cere Dumnezeu la capitolul soț. Și ce ne cere Dumnezeu? Să le iubim pe soțiile noastre cum a iubit Hristos biserica. Și Hristos pentru biserică s-a jertfit. Acum trebuie să vă spun clar și categoric. Noi bărbații trebuie să ne jertfim pentru soții. De multe ori ele se jertfesc pentru noi. Dar nu, în Biblie e așa, să o iubești cum a iubit Hristos biserica? Și lăsați-mă să citim argumentul din Scriptură. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, spune cu versetul 25 în felul următor. Haideți să afișăm. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Dacă e drăguță, dacă e înțeleaptă, dacă e pricepută, m-ați înțeles? Trebuie să o iubim. Dar și dacă nu e frumoasă, cum e ea? Cum e soția? Poate că nu știe să facă mâncare ca mama mea. Și acum face cum poate, știți? Spune, eu trebuie să o iubesc cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, mai departe, următorul verset, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, următorul verset,
ca să o înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană, și versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Și aici mai spun încă o dată, ca pe trupurile lor. Știți cum mă iubesc pe mine? Sunt foarte atent. La capitolul trupul meu sunt foarte atent. Eu chiar sunt foarte atent. Eu sunt matematic totdeauna și Biblia pe care eu o citesc îmi spune, dacă ai înțelepciune și pricepere, tu trebuie să mă asculți pe mine și trebuie să-ți iubești nevasta cum te iubești pe tine. Așa îmi spune Dumnezeu. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Nu-i greu ca bărbat, dacă vrei. De n-ai înțelepciune de la Dumnezeu de sus, o iubești pe jumătate. Dacă îți spune că are nevoie de ceva și să spun ceva să se bucure surorile, o rochie frumoasă și un pantof, dacă îți spune că are nevoie, că le-au nevoie mai, de mai mulți pantofi, de mai multe rochii ca noi, ca bărbați, înțelegi? Dacă iubești ca pe tine, îi spui în felul următor, da, mami, cu ajutorul lui Dumnezeu, punem bani deoparte, facem cum putem și scumpărăm. Dacă iubești ca pe tine, când e vorba de mine, păi nu vreau eu pantof frumos, păi nu vreau eu cămașă, păi nu vreau, de-aia mi-am și luat cravata ca să arăt bine, dar n-am și cum doi avem. Înțelegeți? Că pot să nu mi-o iau, înțelegeți? Ca seară n-am avut-o. Dau exemplul acesta ca să mă înțelegeți. Dacă o iubesc ca pe mine, fac tot ce pot, că pentru mine fac tot ce pot. Pentru mine să nu mă deranjez, să dorm bine, să mănânc bine, să fiu îmbrăcat bine, așa sunt eu pentru mine. Și eu trebuie să o iubesc ca pe mine, pe nevastă. Fiți atenți la capitolul acesta. Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său și cuvântul din Scriptură, nu-i al meu. Că și mie, dacă nu-mi convine ceva, mă duc la Scriptură. Și dacă sunt înțelept și priceput, trăiesc Sfânta Scriptură. Acum nu vă supărați pe mine că veți spune, bărbatul mi-e spune, dar trebuie să ne facem casă, să plătim, trebuie să le face alea. Toată viața le face alea, ascultă-mă ce spun. Și trece viața și când s-o termina viața, ai vrea să fii fericit, bucuros și imediat ai un diabet, imediat nu mai poți să mai mănânci dulce, imediat nu mai poți să te deplasezi nicăieri și zici, mă, da, la bătrânețe o-i face, nu la bătrânețe. Astăzi și mâine și poi mâine trebuie să trăiești cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai înțelepciune și pricepere, din seara asta o pornești cu ajutorul lui Dumnezeu sau ai făcut-o până în seara aceasta și doresc Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Avem o problemă și acum să citești și la surori ceva, ca să fie echilibru. Că dacă nu citesc la surori, nu e echilibru. Acum v-am lăudat pe dumneavoastră, le-am spus la soț să vă facă cadou și tot ce aveți să vă iubească ca pe dumneavoastră. Dar uitați ce spune Scriptura în dreptul soțiilor. Versetul 22, Efeseni, capitolul 5, spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Adică, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Așa trebuie, când e vorba de supunere, aici nu explic prea mult, dar versetul 21 scrie așa: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Mai sus spune, adică unii altora, câteodată și bărbatul trebuie să se supună, ca să fie comunicare eficientă, țineți cont, că dacă a luat-o pe ulei nevasta, tu trebuie să te supui în momentul ăla, nu poți să te răzbuni și de aia scrie supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos și mai departe vorbește special nevestelor, supuneți-vă, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Adică trebuie să-ți cinstezi soțul ca și cum soțul l-ai cinstit pe Dumnezeu. Nu e o teorie asta, ăsta e un cuvânt din Scriptură. Și îmi veți spune întrebarea surorii, da, dacă nu-i Domn, trebuie să fiți domni, adică să vă purtați ca domnul cu ele. Dar dacă nu se poartă ca un domn, nu. Nevasta, Biblia spune, bărbatul trebuie să o iubească cum a iubit Hristos biserica și în circunstanțe grele trebuie să te jerfești pentru nevastă și nevasta trebuie să se supună soțului ca domnului. Și aici este nevoie de o comunicare eficientă. Trebuie să știi cât vorbești, cum vorbești, cum te raportezi
Și pentru asta trebuie cunoașterea asta a soțului și a soției care durează. Unii discută împreună și nu se căsătoresc 5 ani să se cunoască. Eu zic, te vine de la Domnul, căsătoriți-vă, apoi până la 40 de ani, 42 ca mine, vă veți cunoaște. Că în viață descoperi în fiecare zi lucruri frumoase în dreptul partenerului. În fiecare zi. Dar în fiecare zi poți să descoperi ceva ce n-ai vrea să descoperi și trebuie să depășești momentul acesta. Și apare un moment în viața de familie când este vorba nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului și uitați ce spune, căci următorul verset, căci bărbatul este capul nevestei, după când Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului, mai departe, și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Acum nu vă așteptați să fie supuse în toate lucrurile dacă nu le iubiți ca pe voi. Fiți foarte atenți ce vă spun. Și încă o dată spun ceva. Nu vă așteptați să fie supuse în toate lucrurile, dar tu nu-ți faci partea ta. Pentru ca comunicarea să fie eficientă, trebuie să-ți faci partea ta, să o iubești cum a iubit Hristos biserica și ca pe tine. Și doi, nu vă uitați la bărbatul, mă iubești acum? Nu! Supuneți-vă ca Domnului în toate lucrurile și cele două se împletesc și dacă se împletesc acolo, știți cine face să se împletească cele două? Înțelepciunea și priceperea care vine de la Dumnezeu. Câte nu sunt în casă, dar vine înțelepciunea lui Dumnezeu și înțelepciunea spune, taci și taci. Și ai depășit. Înțelepciunea spune, vorbește, dar vorbește frumos. Vorbiți între voi, cu ce să vorbim? Cu cântări. Zi, hai bă să cântăm o cântare. Hai să facem o rugăciune. Hai să citim ceva din Scriptură. M-ați înțeles? Înțelepciunea și priceperea când se coboară în inimile noastre și în mintea noastră, depășim toate barierele la capitolul comunicare. Primul lucru pe care îl face înțelepciunea și priceperea este acesta, ne ajută să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în dreptul nostru. Și vă rog încă o dată, fiți foarte atenți, nu tot priviți, nu o să văd dacă înțelepciunea, dacă soția mea face exact cum scrie în dreptul ei, nu! Uită-te la tine ca bărbat și uită-te la tine ca nevastă, cum împlinești și fiecare ne împlinim și să vedeți ce fericire e. Și este un secret aici. Din când în când noi vrem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, exact cum scrie, și apare câte o deficiență, și apare o mică mustrare în viața de familie. Și uitați ce spune Dumnezeu. Atenție cei care nu sunteți obișnuiți cu mustrarea. Sunt bărbați aici care greu primesc mustrarea? Acolo nu-i înțelepciune de la Dumnezeu. Sunt surori care nu primesc mustrarea, nu prea înțelepciune de la Dumnezeu dacă nu primesc mustrarea. Și citim argumentul din Scriptură, Proverbe capitolul 9, versetul 8 și versetul 9. Să citim Proverbe capitolul 9, versetul 8 și versetul 9. Uitați ce spune. Nu mustra pe cel bajocoritor ca să nu te urască. Acum când apare prima mustrare, s-ar putea să te superi, să te agiți și nu mai vorbești o zi. Uitați ce spune. Mustră-l pe cel înțelept și el te va iubi. Adică nu apare nicio fisură unde e înțelepciune de la Dumnezeu. Mustră-l pe cel înțelept. Și ce va face înțeleptul? Se supără? Nu! Te va iubi. Versetul ăsta m-a ajutat să mă corectez când soția mă corecta aia. Și am zicea, mă iubești? Tot timpul zicea, uite, spun ceva, ce nu cred, cred că e bine să corectez ceva. Și aveam impresia că eu le știu pe toate, niciodată nu le-am știut pe toate, dar impresia aveam câteodată. Și uitați ce spune, mustră-l pe cel înțelept și el te va iubi. Nu fi morocănos când te mustră nevasta sau când te mustră soțul. Nu, iubește-l ca înainte. Când te mustră, zi, nu-i nimic, uite, vreau să mă pochez, mulțumesc că mi-ai spus, postim mâine și eu și tu să depășim chestia asta, înțelegeți? Faceți lucrurile să fie frumoase, dar cine face aceasta? Înțelepciunea care vine de sus, de la Dumnezeu, lăudat fie numele lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 9, dă înțeleptului și se va face mai înțelept, învață-l pe cel neprihănit și va învăța și mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu.
Dar fără înțelepciune nu se poate. Că firea asta nu vrea să cedeze niciodată. Și câtă vreme e fire pământească noi, noi trebuie să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și de înțelepciunea lui Dumnezeu și atunci cedăm. V-ați mustrat astăzi? V-ați mustrat astăzi? Cum a făcut mustrarea astăzi? Eu am primit o mustrare astăzi, am fost la sărbătoare astăzi, ați avut din biserică 4, da? 4 persoane, vă pregătiți pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și cineva m-a mustrat, da? M-a mustrat așa, să vadă cât de pocăit sunt eu. Nu dau nume și am zis, mă, și asta e bună, și mustrarea e bună. Că de ce n-am fost mai lung în mesaj, că m-a filmat, să mă trimită nu știu unde. Și am zis, da, păi zic, eu așa sunt mai scurt în mesaj, că am fost aseară lung în mesaj. Am spus un adevăr. Și acum vreau să fiu mai scurt, sper să pot, înțelegeți? Dar lecția mă face și mă împinge să vă spun lucruri, eu vi le spune cât pot de mult în timpul cât de scurt, dar nu se poate, numai cum se poate prin harul. Și n-am greșit că i-am spus că aseară am fost mai lung, nu? Și am zis, întreabă pe frați că aseară am fost mai lung. Dar frate, dar trebuia să fii mai lung, las că e bine așa. M-am mustrat că n-am fost mai lung în predică. Eu n-am avut predică, am avut un mesaj. În seara asta am o predică, înțelegeți? Și sunt mai lung. Și iertați-mă că sunteți înțelepți și pricepuți și nu o să plecați acasă și să spuneți a fost lung în predică, n-am înțeles nimic. Dacă aveți înțelepciune, veți practica ce am spus din cuvântul lui Dumnezeu. Deci vreau să rețineți, frați și surori, primul lucru pe care face înțelepciunea și priceperea este ne ajută să împlinim cuvântul lui Dumnezeu în dreptul meu, în dreptul soției mele și în dreptul familiei mele. Nu mergeți mai departe. Nu vă uitați cum, iartă-mă, Cristi, că de-au pe tine. Ia să văd eu familia lui Cristi. Că noi așa ne-am obișnuit. Să văd familia pastorului, a predicatorului, a cântărețului, să-l văd pe ăla cum trăiește, să văd ce... Nu! Noi în dreptul nostru, pentru ca Dumnezeu să ne dăruiască înțelepciune și pricepere. Doi. În al doilea rând, înțelepciunea și priceperea produce ceva în inimile noastre. Proverbe, capitolul 19, versetul 11. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înțelepciunea face pe om răbdător. Parafrazez, înțelepciunea îl face pe bărbat răbdător, înțelepciunea îl face pe femeie răbdătoare, vedeți? Și este o cinste pentru bărbat sau pentru nevastă să uite greșelile. Omenește e complicat. Dacă îți greșește cineva, îți aduce aminte de greșeala respectivă, dar acum și dacă vă aduceți aminte, măcar tăceți, nu vorbiți. Știu eu că și în urmă cu 2 ani tot așa ai făcut. Cum ai făcut? Tot așa, n-ai făcut bine. Uitați-vă, când este înțelepciune de la Dumnezeu, înțelepciunea îl face pe om răbdător. Acum, nu fiți imuni la capitolul comunicare. Și când vă strigă soția și vă zice, alo, să nu răspundeți. Fiți atenți, dar fiți imuni la capitolul greșeli, că toți greșim în multe feluri. Însă toți greșim în multe feluri. Și la capitolul, uitați, înțelepciunea mă face să mai rabd, să o rab pe soția mea, să rab pe soțul meu. Și îmi vezi zice, dar până când, frate, să-l tot rabd, că l-am tot răbdat 10 ani. Nu mai ai mult de răbdat, numai până la capăt. Capătul nu știu când va fi, dar înțelepciunea care vine de sus te ajută. Uitați-vă, un om al lui Dumnezeu a fost răbdător. Răbdător. Iov a fost un om răbdător. Știți că familia lui Iov a fost binecuvântată de Dumnezeu. Iov a fost binecuvântat în toate domeniile, în familie, în societate, unde a fost binecuvântat de Dumnezeu. Știți ce a zis Dumnezeu despre Iov în dreptul Satanei? A zis, l-ai văzut pe robul meu Iov? Nu-i nimeni ca el pe pământ. Binecuvântat a fost. Înțelept a fost, toți stăteau și ascultau la poarta cetății, Iov dădea sfaturi și toți îl cinsteau pe Iov. Și știți că a venit un moment de greutate în familie și Iov a fost înțelept și nevasta a fost înțeleaptă. Dar sigur că nevasta din durerea ei, din durerea ei pe care o avea, a zis Iov, acum ești bolnav, te chinui. Parafrazez eu ca să mă înțelegeți, a zis, mai bine nu te-ai chinui așa, mai bine ai plecat la cele veșnice.
Nu știu dacă ați văzut oameni care se chinuie cu boala de cancer sau cu alte boli. Eu am văzut oameni care spuneau, chiar mari credincioși, am observat oameni care spuneau, frate, mai bine aș vrea să mor. Și ziceam, dar nu vorbi așa, că nu pot să mor, numai când vrea Dumnezeu. Și a apărut o problemă, uitați, i-a luat Dumnezeu, a îngăduit să-i dispară averea și cei 10 copii. Și Iov a avut înțelepciune de la Dumnezeu. A avut respect față de Dumnezeu. Uitați ce frumos a rugat. Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, numele Lui fie binecuvântat și în toate acestea n-a păcătuit cu buza Lui înaintea Lui Dumnezeu. Capitolul comunicare, nota 10. Și diavolul n-a fost mulțumit. Pentru că ce vreau să vă spun, trebuie să avem multă răbdare în viața noastră și răbdarea vine prin înțelepciunea pe care o avem de la Dumnezeu. Ea se coboară în noi. Și uitați, diavolul, Dumnezeu a zis, l-ai văzut? Da, nu-i nimeni ca el. Dă-mi voie să mă ating de el și s-a atins de el, înțelegeți? Știți că s-a îmbolnăvit rău? Și sunt încredințat că Iov al tău te va blestema în față. Adică la capitolul comunicare cade la pământ, comunicarea se întrerupe, e gata. Și nevasta când l-a văzut, eu înțeleg durerea asta. Poate unii nu o înțelegeți, dar eu înțeleg. Păi vă dați seama când vezi că nu mai poate ce a ajuns. A zis un cuvânt, a scăpat un cuvânt și a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Și Iov a zis, nu vorbești bine. Niciodată, cât de greu ar fi în familie, să nu vă doriți să vă despărțiți unul de celălalt. Repet încă o dată, cât de greu ar fi în familie să nu vă doriți să vă despărțiți unul de celălalt, pentru că să vă rugați să vă dea Dumnezeu înțelepciune și pricepere. Și Dumnezeu îți mai dă răbdare, că poate că Dumnezeu nu lucrează astăzi, dar lucrează mâine. Poate nu lucrează mâine, lucrează poi mâine. Uitați ce a zis, blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Și a zis, n-ai vorbit bine. Ai vorbit ca o femeie fără minte. Noi trebuie să primim toate lucrurile, și pe cele bune, și pe cele mai puțin bune, de la Dumnezeu. Vedeți ce înseamnă să ai răbdare? Să ai răbdare. Dar cine produce răbdare? Înțelepciunea îl face pe om. Cum îl face pe om? Că omul nu poate de multe ori, dar înțelepciunea îl face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite toate greșelile. M-aș bucura în seara asta, la plecare din biserică, să uitați toate greșelile soțului și a soției. Cam puțin am. Acum suntem la capitolul familie. Îți mai degajat, știți? Dacă ați ținea o predică, da. Dar faptul că suntem la capitolul familie, m-aș bucura în seara aceasta, când plecăm acasă, de aici, de la biserică, toți să înlăturăm toate greșelile, să nu-i mai aducem aminte. Ați ziceți amin. Așa, că Domnul ne ajută, numai să vrem, ne ajută Domnul. Și când vine în mintea noastră, ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută. 3. În al treilea rând, înțelepciunea și priceperea, în primul rând, produce ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și împlinire, în al doilea rând, produce răbdare în inimile noastre și nu trebuie noi să ne forțăm, că vine de la Dumnezeu răbdarea aceasta, și în al treilea rând, produce muncă, hărnicie și iar muncă. Când viața de familie e de muncit. Acum nu-i numai de mers la serviciu de adus bani, nu. În viața de familie e de muncit fiecare. Și când spun asta, țineți cont ce vă spun. Dumnezeu ne-a dat copii și noi trebuie să fim atenți la copiii noștri, fiecare dintre noi. Dumnezeu ți-a dat un copil, doi sau mai mulți, și Dumnezeu ne-a dat cu un scop să-i creștem pentru împărăția Lui. Ne-a dat pentru 20 de ani. Ne-a dat pentru 25 de ani, sau cât? Sau 18 ani. Eu am 6 copii și acum toți au zburat din cuib. Toți sunt plecați. Sunt numai eu cu soția. Și când mă uit în urmă, când erau mici, doream să crească mari și un frate îmi spune, frate, când îți mici, ai probleme mici. Dar când îți mari, sunt probleme mari. Dar cum să fac să n-am probleme mari? Dă-mi o zi să postez, să mă rog și am făcut-o prin harul lui Dumnezeu. Și acum ce credeți că fac? Tot așa, postez și mă rog. Păi și după ce-s căsătoriți? Păi de ce credeți că am venit în Austria? Prima dată să vă văd pe dumneavoastră? Never!
Să-mi văd copiii și nepoții, ascultați-mă, de-aia am venit, dar dacă sunt aici, am venit la dumneavoastră, nu stau acasă, am venit aici, la biserică. Și mă întreabă cineva și îmi zice, frate Ignat, dar de ce te duci în Austria acum? Am avut o conferință de tineri la Betania, cartierul Unirea, Bistrița, și a zis, bă, mă duc să-mi văd copiii din Austria. Dar noi suntem copiii dumneata, ba da, dar voi sunteți adoptați. Dar păi copiii dumneata, nu scăsă, ba da, scăsătorist, am venit să-i văd. M-ați înțeles? Trebuie să fim foarte atenți, trebuie să fim harnici pentru copiii noștri, adică trebuie să muncim pentru Domnul, dar să fim atenți. Dacă nu poartă cineva grija familiei lui, e mai rău ca un necredincios. Înțelegeți? Aș vrea să mă duc pe la fiecare să văd ce face, dar eu îl simt, eu îi simt pe copiii mei. Când au câte o problemă, eu îi simt așa în suflet. Sau soția îmi zice, să știi că mâine ne rugăm pentru Florin și nu ți dau exemplu ăsta că sunteți aici. Și eu zic, mami, dar pentru ce? Simt din partea lui Dumnezeu să ne rugăm pentru cutare. Și eu zic, ia scriu un mesaj să vedem ce zice Nuții. Și imediat, știți că se leagă lucrurile. Trebuie să fii foarte atent. Capitolul familie trebuie să fii harnic pentru familie, pentru copii, cele spirituale, cele pământești. Înțelegeți? Nu fiți harnici numai să face. Eu mă bucur că aveți 2-3 case sau 10. Dar vă spun eu, eu și eu am 2, dar ce fac cu 2, că nu-mi trebuie numai una. Ascultați-mă ce vă spun. Cea mai mare satisfacție o ai în viața de familie pentru copiii tăi, că sunt casa lui Dumnezeu. E cea mai mare satisfacție în viața aceasta. Poți să devină director, doctor, nu știu ce. Eu nu mă lau că am copii inteligenți, dar Dumnezeu a binecuvântat cu înțelepciune. Dar nu asta e primul meu rol. Și asta îi dai pe locul 2, pe locul 1, e să fie în casa lui Dumnezeu. Ăsta e scopul nostru. Și pentru aceasta noi trebuie să lucrăm. Și ca să lucrezi în sensul acesta, îți trebuie înțelepciune și pricepere de la Dumnezeu. Uitați ce spune Biblia. O femeie înțeleaptă, ce face? Zidește casa cu mâinile ei. Femeia înțeleaptă, care are înțelepciune și pricepere, lucrează în casa ei. Și nu vă explic cum, că știți dumneavoastră, dar primul lucru trebuie să lucrăm pentru copiii noștri să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Și doresc Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să citim argumentul din Scriptură, Proverbe, capitolul 14, versetul 1. Uitați ce spune. Acum să le lăudăm și pe surori, că fără ele n-am putea trăi bine. Noi nu ne-am descurcat bărbații așa bine. Și trebuie să vă spun că sunt mai multe surori, văduve, din statistica pe care o am, care se descurcă fără bărbați. Și orice bărbat rămâne singur, tot timpul eu fiind slujitor, mă tot întreabă, nu știi o soră să mă căsătoresc? Și eu pun întrebarea, de ce nu mă descurc? Ați înțeles? Uitați, femeia înțeleaptă zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însuși mâinile ei. Adică femeia neînțeleaptă, care nu are respect față de Dumnezeu și de soțul ei, dărâmă casa. De aceea e importantă înțelepciunea în viața de familie și am spus pentru femeie și putem pune și pentru bărbat. Mai citesc un verset, Proverbe, capitolul 24, versetul 3, spune în felul următor, când este vorba despre hărnicie, prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește casa respectivă. Aici este vorba de soț, soție și de copii. Și vă rog, apropiați-vă soții de soție, soțul de soție, copiii de părinți și faceți echipă în sensul acesta. Tot mai mult aud că zice, auzi frate, roagă-te, am primit un bilet recent, adică un mesaj pe telefon, mi-a plecat de acasă copilul, stă în chirie, nu mai vine la biserică, trebuie să fiți foarte atenți. Și dacă merge în chirie, să vină la biserică. Să rămână în casa lui Dumnezeu. Și aduceți-i la biserică. Pe mine nu mă deranjează copiii. A văzut și aseară, a venit unul aici. Și am să devină predicator. E în seara asta aici. Nu știu dacă e aici copilul respectiv. E aici. Domnul să-l binecuvinteze, înțelegi? Nu mă deranjează copiii.
Sigur că așa mă mai deranjează, să zic eu, dar nu trebuie să ne deranjeze copiii în biserică. Păi dacă nu i-a dus la biserică, dacă eu de mic am fost dus la biserică și tata și mama mă punea pe prima bancă acolo și îmi spunea mama versetul de aur, cum era atunci, și după masă, în fiecare duminică după masă aveam verset de aur. Și eu nu prea îmi plăcea să recit mult. Eu nu prea am recitat în viață, nu m-a forțat. Am citit destul de mult, să zic așa, și învățam versetul de aur. Știți când îl învățam? Când eram pe prima bancă, atunci îl învățam. Mă întreba mama, ai învățat versetul? Da, aproape că îl știu. Nu prea îl știam eu. Și când eram acolo, recitam de două, trei ori versetul, imediat îl știam, mă ridicam în picioare, pastorul era vecin cu noi, înțelegeți? Ignat, Traian în picioare, versetul de aur. Mă ridicam, spuneam versetul, mă uitam la el. Nu mi-era rușine de el, că era vecin, îl vedeam în fiecare zi. Și când greșeam, zice, mă, nu l-ai învățat bine. Și el n-o zi după mine și ziceam după el, nu uit, m-ați înțeles, nu uit faza asta. Și la noi, la biserică, în localitatea în care m-am născut, era un balcon așa și mi-ar fi plăcut în balcon, că în balcon nu mai ascultai nimic, te jucai cu alții. Și imediat mă covora din balcon jos și nu uit faza asta în biserică, înțelegeți? Și dacă îi aduceți la biserică, dacă nu stau cu minți, lăsați-i să miște, că au energie. Poate vă deranjează pe dumneavoastră, pe mine nu. Eu sunt bucuros să văd o biserică plină de copii și plină de familii sănătoase și de înțelepciunea lui Dumnezeu și toată adunarea să spunem amin. Amin. Așa că aduceți-i la biserică. Mâine vor crește, botezați aici, vă bucurați de harul lui Dumnezeu. Și dacă pleacă în Cristuri, Timișoara, nu știu unde, Glod, am auzit că plecați, vă duceți. Nu nimic, Domnul aduce pe alții. Domnul, dacă te trimite undeva, ascultați-mă bine. Dacă vă trimite, duceți-vă. Dacă vă trimis aici, stați aici. Dacă vă trimite, zic pastorul ce frumos a zis. Amin. Ține-i, Doamne, aici. E normal să zic așa. Dar dacă vă trimite, nu vă duceți după vești și după tot felul de... Duceți-vă că aveți consimțământul acesta că Dumnezeu vă trimite. Și dacă vă trimite, lăudat fie numele lui Dumnezeu. Deci, din perspectiva Scripturilor, avem nevoie de înțelepciune și pricepere la capitolul comunicare lângă dragostea lui Dumnezeu, pentru că înțelepciunea și priceperea produc trei lucruri majore în inimile noastre. Ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinim, înțelepciunea și priceperea produce răbdare și, în al treilea rând, produce hărnicie și respect pentru copil, pentru soț și pentru soție. Și toată adunarea să spunem amin. Amin, amin. Și acum aș vrea să arăt, dacă nu avem înțelepciune și pricepere, că s-ar putea să se nască întrebarea, frate Ignat, nu avem. Acum ce facem? Simplu. Sunt două argumente în Scriptură care ne demonstrează cum putem să primim înțelepciunea și priceperea. Și primul argument din Scriptură este din Iov, capitolul 1, să citim de la versetul 5. Știți versetul? Iacov, capitolul 1, versetul 5. Uitați ce zice. Dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea. Acum l-am pus să ridicați mâna sus, dar dacă ar fi să ridic mâna sus, i-aș ridica. Da, Doamne, îmi lipsește. Cineva în spate m-a ridicat și el și a zis, da, frate, și mie îmi lipsește. Înseamnă că am putea zice toți, uitați, dacă vreunea dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturora cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Versetul 6, uitați, versetul 6, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Următorul verset, 7, un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Acum trebuie să avem credință în primul rând. Credința e foarte importantă. În orice rugăciune credința e importantă. Ca să primim înțelepciune de la Dumnezeu trebuie să credem că Dumnezeu ne dă înțelepciune și Dumnezeu, ascultați cum dă, cu mână largă și fără mustrare. Și dacă biserica aceasta, Betania, din zonă, va fi cea mai înțeleaptă și pricepută biserică, trebuie să vadă alții.
Și toată adunarea ziceți amin. Și musafirii veți veni aici, că veți vedea că aici înțelepciune și pricepere. De aia veți veni și veți vedea harul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii la harul lui Dumnezeu și la înțelepciune și la pricepere se duc, ascultați-mi. Primul argument este să ne rugăm lui Dumnezeu. Și vă dau un sfat în fiecare zi, vă rog, rugați-vă. Dumnezeu dă înțelepciune și pricepere. Doi, în al doilea rând, ca să primim înțelepciune și pricepere, lăsați-l, frate, lăsați-l. Pe mine nu mă deranjează, lăsați-l acolo, să... că el e fericit că e în casa Domnului. Nici nu vă dați seama, eu când eram așa mic, știi, și mă plimbam și nu-mi zicea nimeni nimic, aveam impresia că eu sunt cel mai mare, eu și eram un pitic. Pentru și el e fericit că e în casa lui, e fericit, mai vede un copil, mai vede ceva. Vedeți, așa e viața de... Eu vreau în seara asta să trăim ca în familie, înțelegeți? Că nu se filmează, numai se înregistrează. Că dacă s-ar filma, ar trebui și eu să fiu mai... Știți că toată lumea ne vede, dar de aia e conferința aceasta sau întâlnirea aceasta să ne vadă Domnul și noi, să ne vedem unii pe alții. Că așa e în familie, ne vede numai Domnul și numai noi ne vedem pe noi. Și niciodată nu spuneți lucrurile mai grele din familie la vecini. Nu le spuneți, numai la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne spune la nimeni și Dumnezeu ne ajută. Deci, în primul rând, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și vă rog să promiteți din seara asta că în fiecare zi vă rugați, Doamne, dăm înțelepciune, că am nevoie de înțelepciune ca să o primim din partea Ta. În al doilea rând, va trebui noi să încercăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Eclesiastru capitolul 2, versetul 26, spune în felul următor. Eclesiastru capitolul 2, uitați ce frumos spune. Căci El, adică Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Ați văzut, astea sunt la pachet. Ascultați-mă, știți că e la pachet câteodată, trei lucruri la pachet. Înțelegeți? La telefoane, pachetul de trei lucruri, uitați aici. Căci El, adică Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Nu uitați ce face Dumnezeu pentru omul plăcut. Eu va trebui, dacă vreau să primesc înțelepciune, știință și bucurie din partea lui Dumnezeu, eu va trebui să încerc în fiecare zi să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Să fiu plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Câteodată înțeleg, câteodată nu înțeleg versetul ăsta. Înțelegeți? Dar vă rog să-l... Sper că îl veți înțelege. Uitați? Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Deci celui păcătos Dumnezeu îl face să strângă, să adune și să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Nu vi s-a întâmplat să vă căsătoriți într-un loc și să nu fiți bogați? Să vă căsătoriți la unul care e bogat și toată bogăția să treacă de partea dumneavoastră. Nu vi s-a întâmplat? Lăsați-l să cânte, frate. Pe mine nu, chiar nu mă deranjează. Lăsați-l să cânte. Domnul fie binecuvântat pentru toate. Ziceți amin pentru amin. Că vreau în seara asta, la final, să ne rugăm pentru toți copiii bisericii. Amin. Ăștia mai mici, mai mari, înțelegeți? Deci, sunt două argumente în Scriptură, vreau să le spun, să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne dă și să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și dacă suntem plăcuți, primim înțelepciune, știință, bucurie și suntem fericiți cu Domnul. Și închei mesajul meu spunându-vă, acum, cu aceasta vreau să închei. Cum se manifestă înțelepciunea care am primit-o? Sigur că ea produce unele lucruri și cum se manifestă la capitolul comunicare. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ea se vede și înțelepciunea și priceperea se vede în vorbirea noastră. Proverbe capitolul 16, versetul 23. Proverbe 16 cu 23. Cine are o inimă înțeleaptă, își arată înțelepciunea când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Deci cine are o inimă înțeleaptă își arată înțelepciunea când vorbește. La capitolul comunicare se vede înțelepciunea lui Dumnezeu. Și uitați, când vorbește și mereu se văd învățături noi pe buzele lui. Nu numai la predicator se văd învățături noi.
se vede la soț, se vede la soție, se vede la copii, acolo unde e înțelepciunea lui Dumnezeu. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor, Proverbe, capitolul 14, versetul 26. Să citim versetul acesta. Uitați ce frumos ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Cine se teme de Domnul, adică cine are frica de Domnul, este începutul înțelepciunii, are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în Domnul. Cu alte cuvinte, protecția lui Dumnezeu peste familia respectivă. Și cine face asta? Înțelepciunea lui Dumnezeu și priceperea lui Dumnezeu. Și mai citesc un verset, Proverbe, capitolul 28, versetul 26, spune în felul următor. Capitolul Proverbe 28 cu 26 spune, cine se încrede în inima lui este un nebun. Dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cât de importantă este înțelepciunea lui Dumnezeu. Ea ne ajută în comunicare, ea ne protejează, Dumnezeu ne protejează, Dumnezeu este cu familiile noastre, cu casele noastre și în final ne mântuiește. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta cu înțelepciunea care vine de sus. Și toată adunarea să spunem amin. La capitolul comunicare, pentru ca să fie o comunicare eficientă, trebuie dragostea lui Dumnezeu să fie în inimile noastre și înțelepciunea lui Dumnezeu să fie peste noi. Și dacă le avem pe cele două, nu vă fie frică că aveți copii. Nu vă fie frică că dispar copii. Că Domnul vă protejează. Tot mai nou primesc pe telefon. Vă rog să vă rugați. Știți, furdui, mai departe. Sigur că ne rugăm. Dar noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu totdeauna pentru protecția lui Dumnezeu. Dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba. Dacă nu păzește Domnul o cetate, dacă nu lucrează Domnul, degeaba. Și pentru aceasta trebuie încredere totală în Dumnezeu. Și doresc Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Închei mesajul meu de aseară și din seara aceasta cu gândul în inima mea că Dumnezeu va face comunicarea între soț și soție, între părinți și copii, între socru și ginere, între soacră și noră, între frați și surori, între biserică și biserică va fi o comunicare eficientă. Va fi dragostea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și toată adunarea să spunem amin. Amin.